Bună tuturor, eu sunt Vasti, bine ați venit și revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi face o tartă cu mere, iar pentru asta am nevoie de următoarele ingrediente. Am nevoie de 4 mere, 3 ouă întregi, 100 de grame de făină albă, 120 de grame de zahăr, sucul de la o jumătate de lămâie, 50 de grame de unt topit, 100 de ml de lapte, coaja de la o lămâie rasă, un pliculeț de zahăr vanilinat de 8 grame, o linguriță de praf de copt, esență de portocale și puțină sare. Și veți mai avea nevoie și de o lingură de zahăr pudră pentru a pudra prăjitura pe deasupra. Bun, dragilor, voi începe prin a felia merele și voi da merele pe o răzătoare care feliază. Dacă nu aveți o răzătoare care feliază, puteți foarte bine să feliați merele cu un cuțit sau pur și simplu cu un peeler pentru legume. Eu voi lăsa merele cu tot cu coajă. Dacă nu vreți să le lăsați cu coajă, puteți foarte bine să le decojiți. Și voi începe să dau merele pe răzătoare. Și după cum puteți vedea, le feliază ceva în genul acesta, foarte, foarte subțire. Vedeți cât de subțire le face pe această răzătoare? Dacă v-am spus, dacă nu aveți răzătoare, puteți să le feliați cât mai subțire puteți cu un cuțit sau cu un peeler pentru legume. Am feliat merele, iar acum peste mere voi adăuga zeama de la o jumătate de lămâie și amestecăm totul foarte bine. Voi da merele deoparte și mă voi ocupa de aluat. Într-un bol voi adăuga cele 3 ouă. Zahărul și voi mixa zahărul împreună cu ouăle pentru 2-3 minute. Adaug peste și laptele, untul topit, dar din untul topit voi adăuga doar jumătate din cantitate. Zahărul vanilinat și coaja de la o lămâie rasă. Voi adăuga și o linguriță două de esență de portocale și un praf de sare. Și voi mixa totul iarăși pentru încă un minut, două. Adaug praful de copt peste făină și îl amestec cu făina foarte bine. Și adaug și făina în compoziția de ouă treptat. Voi adăuga merele în aluat treptat, deci puțin câte puțin, pentru a le omogeniza foarte bine. Și cu o spatulă amestec foarte bine. Bun, dragilor, am aici o tavă rotundă cu inel detașabil, pe care am uns-o cu unt și am tapetat-o cu urtie de copt. Tava mea are diametrul de 20 de centimetri și voi adăuga toată compoziția în tavă.
Acum, dragilor, și voi turna restul rămas de unt topit pe deasupra. Și voi da tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 55-60 de minute. Dragilor, am scos tarta de la cuptor, așa arată. O voi lăsa acum să se răcească foarte bine, după care o voi pudra cu zahăr pudră, o voi porționa și o vom putea servi. Na, dragilor, așa arată tarta cu mere. Este o rețetă foarte ușor de făcut, simplă și gustoasă. Este o rețetă de tartă cremoasă. Sper să încercați și voi această rețetă și să vă placă. Iar dacă v-a plăcut, dragilor, nu uitați like, share și subscribe. Până data viitoare, vă pupăcesc extrem, aveți grijă de voi. Eu vă mulțumesc, dragilor, din tot sufletul pentru cuvintele frumoase pe care mi le lăsați în comentarii, pentru like-uri și subscribe-uri. Ce pot să zic? O zi minunată să aveți, dragilor, și ne auzim la următoarea rețetă. Pa, pa!